Salutări din București, bine ați venit pe încă ceva. Numele meu este Marius, iar pentru cei care nu știu acest canal, pe încă ceva există foarte multe chestii legate de entertainment, decizii de carte, film, jocuri și multe, multe altele. De asemenea, podcasturi și o sumedenie de chestii care interesante. Sper să fie interesante. Deci câteva Q&A-uri care sunt cel puțin apreciate de unii dintre voi. Acum poate veți găsi și voi ceva până acolo. Azi am o recenzie de film, e cel mai recent film pe care l-am văzut. E un film de pe Netflix. E un film făcut de D.B. Weiss, unul dintre cei care au făcut și Game of Thrones. E un film bun, e un film rău. E vorba de Metal Lords, așa că vă să avem tipul Hellsinger. I'm Kevin. Emily. Do you like heavy metal at all? Fuck you! Așadar, Metal Lords. Și încă ceva, pun intended. Această recenzie este trasă exclusiv pe un Samsung Galaxy Flip. Pentru că foarte mulți dintre voi în ultimele 3 luni m-au întrebat unul la mână: Marius, da, e bun telefonul ăsta, dar nu de asta neapărat, ci pentru că foarte multe lume m-a întrebat ce scule să-și cumpere pentru a se apuca de YouTube. Mai am foarte multe lume, nu știu, 10 inși m-am întrebat poate. Dar mă întreabă în mod constant dacă au nevoie de o cameră bună, dacă de se investească 2.000, 4.000, 9.000, 20.000, nu știu câte mii de euro în echipament. Și din ce să le spun că înainte de orice, trebuie să vezi dacă ai ceva de spus și apoi nu prea contează pe ce tragi. Dovadă, tragem acest clip pe telefon. Așa că, dragii mei, Metal Lords al lui D.B. Weiss. Am văzut filmul acum 2 zile, știam de el, știam trailerul. Voiam să-l văd pentru că era prima opera lui Weiss după Game of Thrones, dar hai să-i dau o șansă. Filmul face parte din filmele bune ale Netflix-ului, deși v-a sunat, cum poți să aperi pe cel care a distrus Game of Thrones, n-are nicio legătură. Ideea este că filmul e mai bun decât 80% din filmul pe care le vezi pe Netflix. Asta nu înseamnă că neapărat că e un film bun. Nu. Din contră, spune că filmul este, prin faptul că este un film mai bun decât The Usual de la Netflix, nu face altceva decât să-ți spună cât de slabe sunt de obicei producțiile Netflix în materie de cinematografie. Dar, în același timp, mi-a spus și mie că, pe de o parte, mi-e dor de anumite filme mai light, ca să zic așa, și care nu încearcă de fiecare dată să fie the next big thing, știi? Ori ai cele mai bune vedete, ori cele mai bune efecte speciale, ori încerci. Netflix încearcă de fiecare dată să-ți vândă, știi, the next big thing. Ia pe Ryan Reynolds, fall to the rock și dă-i something big, știi? Mereu e something big. Și ăsta nu e something big. Filmul ăsta nu e deloc something big. Filmul ăsta este un coming of age destul de drăguț și interesant, cu actorie care se mișcă bine, chiar bine de tot. Regia e pe alocul scârție, iar scenariul este reminiscent cu filmele cu adolescenți din... de la sfârșitul anului 80 și începutul anului 90. Kids are amazing and they wanna do stuff. Știi, cam asta e faza. Dar are și o parte foarte, foarte bună, și anume cu pană sonoră e absolut excepțională. Ceea ce m-a spart, pentru că trece, se cheamă Metal Lord, deci vă dați seama ce se întâmplă acolo, în film. Are și câteva cameos foarte mișto și surprize foarte faine. Overall, filmul funcționează. Spune că e un film de 7,2, 7,3 chiar. Și asta în contextul în care filmul ăsta nu își propune să... Știi cum fază cu filmul ăsta? Filmul ăsta nu este un film pentru the social media age. Ăsta e adevăr. Dacă în toate filmele pe care le vezi de obicei ești mereu în the social media age, share this, share that, hi, I'm The Rock, I'm launching my new movie, știi? Toate chestii de genul ăsta, e filmul ăsta nu e așa. Filmul ăsta e just cruising, știi? Just cruising. Are niște faze care spuse, se vede că spuse cu japca, doar ca să fie în film, dar overall filmul funcționează. Nu-mi dau seama dacă Weiss a vrut să arate că a spus o poveste din copilăria lui, pentru că singura chestie pe care n-a reușit să o identifică acolo, sau a pus-o buy into it, este că acești copii, după cum spuneam, sunt niște copii din alte vremuri, de undeva de acum vreo 20-30 de ani. Știi, poate chiar, ba nu, chiar 40 de ani când stai și te gândești la vârsta personajelor în film. Pentru că comportamentul lor și lumea în care ei juc existența, să zic așa, nu știu dacă mai e actualmente asta
lumea din film. În film nu sunt copii, nu sunt cu TikTok-ul, sunt cu party-uri. Adică e ceva complet diferit față de ce vedem în mod normal în ziua de astăzi la copiii noștri, la cei care au acum 17-18 ani. Dar overall filmul funcționează, asta am zis, că m-am uitat la el cu plăcere. Nu m-am simțit niciodată captiv în el, nu am captivat și nu am stat să... Mama, da, așa ce se întâmplă. Nu, filmul este light-hearted, e un film care în mod normal spune că e de familie, dar având câteva scene aici colo, e mai așa, mai de adolescenți. Era nevoie de ele? Probabil. Fiind un coming of age și fiind un teen movie, cred că da, e ok. Dar filmul ca și teen, ca și film pentru adolescenți, e fine. Problema este că nu știu dacă adolescenții pe care îi prezintă Weiss în film există și în realitate în America, sincer. Probabil că există, cred că sunt foarte, foarte puțini. Adică filmul ăsta e clar, e unul dintre acele filme făcute de Netflix în contextul în care, ok, vrem filme pentru adolescenți, pentru că demograficul nostru spune că 90% din publicul care se uită în intervalul ăsta orar, bla, 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 sunt adolescenți și vrem un produs pentru ei. Și ei au făcut un produs pentru filmul ăsta. Și atunci au făcut un produs pentru acest target, core target, zic cum vrei tu. Numai că l-au făcut, asta zic că senzația mea pe tot parcursul filmului era că mă uit la un film cu adolescenți de prin 88. Pentru că și faza asta, știi, cu trupele care sunt menționate, Pantera, Metallica și așa mai mult, Megadeth, Iron Maiden. Adică ei erau cool atunci, știi, ca să zic așa, știi, și erau, sunt niște faze la un moment dat care spun că noi o să o ardem cu aia la Iron Maiden. Aia la Iron Maiden au 80 de ani acum, nu 80, bine, au 60 ceva de ani. Nu o să o arzi tu cu ei. În schimb, dacă erai în anii 85, te-ai fi dorit să te duci să faci niște seri cu băieții la Iron Maiden. De-aia zic că filmul, inima și intenția filmului sunt ok. Cred totuși că undeva s-a greșit ceva. Dar asta nu înseamnă că e rău pentru noi. Din contra, pentru cei, este un film cu adolescenți pentru mine, dacă pot spune asta. Și nu e euforia, nu e pe droguri, nu e LGBTQ, e chiar un film simplu, ușor, digerabil, fără care nu încearcă să-ți schimbe, nu-ți dă niciun mesaj, nu-ți schimbă perspectivele, nu încearcă să te facă să votezi cu cineva sau să nu votezi cu cineva, nu încearcă să-ți spună cine e rău și cine e bun. E pur și simplu un film pe care să-l vezi, să zâmbești, o să ai câteva faze care chiar o să fie funny, o să fie unele care să fie absolut cringe, dar overall capturează suficient de bine spiritul ăsta al adolescenților, doar că al adolescenților de altă dată. Cam asta e faza. În rest, filmul e ok. Bang On pe coloana sonoră este absolut incredibil de faină. Chiar am făcut foarte, foarte mult. Am descoperit și câteva piese pe care l-am redescoperit, că nu le mai i-a spus de ani de zile și mi-a făcut plăcere să fac asta. Regia este ok, actoria e bună, e chiar foarte bună. Scenariul e... se putea lucra mai mult la chestia asta. Mi se pare că, iar din dorință, cred că aici e Netflix-ul mai mult de vină, deși și Vice nu are un backtrack foarte bun. Încearcă să mențină un ritm destul de ridicat al acțiunii. Asta nu știu dacă e neapărat în folosul sau în detrimentul filmului. Repet, filmul fiind atât de ușor, nu am simțit niciodată nevoia de mai mult sau de mai puțin să cetinesc. Nu participam la film, eram mai degrabă un bystander al acțiunii. Și atunci nu am avut o problemă neapărat cu asta. Dacă putea filmul ăsta fi mai bun, în sensul de cu ce ai fi făcut, ce ai putea să faci ca să faci filmul ăsta mai bun, mă, sincer, nu cred. Pentru că și genul, și povestea în sine, stilul, știi, adică ideea, core story-ul, e light și frivol. Ăsta e adevărul, adică n-ai ce-i face. Și atunci, filmul care ești exact, sau cel puțin foarte aproape de ce și-a dorit Weiss, Netflix a cumpărat un film care cred că o să îmbătrânească suficient din primul meu să spună că e un film drăguț. Sunt curios de la adolescenții care sunt aici pe canal dacă vi se pare că este reprezentativ și pentru voi. Sunt super curios de chestia asta. Pentru că, repet, ce am văzut eu acolo nu reprezintă ce vedem în cotidianul actual a adolescenților pe TikTok, Snapchat, whomever the fuck, Instagram și whatever. Cam atât pentru azi. Această recenzie a fost trasă pe un Samsung Galaxy Flip. Dacă vă place și dacă credeți că este suficient pentru a face astfel de videoclipuri, e bine, dragii mei, nu aveți altceva de făcut decât să vă cumpărați un telefon sau să apucați de treabă dacă vreți
să faceți recenzii în genul ăsta. Vă mulțumesc, te mulțumesc că am făcut Patreon, oamenii cu mutarea încă ceva, fără de voi să va fi imposibil de făcut. Și poate viitoare rămâne cât să vă urez, deja am trecut de bine. Baf!